Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să vopsesc etrierii la mașină. Ei sunt deja vopsiți, culoarea roșu. Dar m-am gândit să-i fac o altă schimbare cu ceva dungi portocalii, oranj, și automat o să schimb culoarea etrierilor și vom proceda la vopsirea lor. O să folosesc această vopsea specială pentru etrieri de la Foliatec. Nu este spray, este o vopsea specială pentru etrieri și se vopsește cu pensula, fiecare etrier în parte. Are pensulă, perie de sârmă, mănuși, o paletă pentru mestecat în vopsea și mai are un spray degresant pentru curățarea încuritoților și așa mai departe. Deci eu prefer această vopsea, nu cea spray, pentru că pulverizează peste tot, ori să se vopsească și celelalte componente, chiar dacă protejezi. Și eu așa cred că e mai rezistentă vopsea asta care e cu la cutie și se utilizează pensula. Are întaritor în vopsea. Așa cum v-am spus, este culoare oranj. Am desfăcut deja vopsea să văd dacă îmi convine culoarea. Deci, asta este oranj, în cameră pare să vadă roșu, dar este oranj. Avem mănuși, spray-ul pentru curățare de degresare, pensula, întăritorul și vopseaua. Acum o să pregătesc mașina pentru ai schimba culoarea etrierilor. Trebuie să desfac roțile, să suspend mașina și dăm drumul la treabă. Mașina nu are roată de rezervă, are kit de pană, deci nu dispunem de cric original și chei, folosim din ce avem din dotare. Cricul nu mai are acel tampon de cauciuc și alunecă pe longeron, pe șasiu, așa că vom pune o bucată de lemn ca să nu mai alunece.
etrierii trebuie demontați ca să-i pot vopsi frumos fără să ating plăcuțele. Mai sunt niște siguranțe din tablă și alte componente, niște burdufuri de cauciuc și nu trebuie murdărite. Trebuie să vadă cât mai profesional lucrat. Așa că vom demonta etrierii, suporții etrieri și afară este cam frig, dar o să mă încălzesc prin activitate. Zgomot este suficient de la mașini, este națională aproape de noi, dar mergem mai departe. După cum vedeți, sunt destul de murdari. Îi vom curăța. Sprayul de deghisare, de curățare este suficient pentru toți 4 etrieri. Și faptul că au mai fost vopsiți odată și au fost vopsiți de când am cumpărat mașina, deci nu au avut rugină și prima oară la fel nu. A fost prea complicat să-i degresezi, să-i curăți, așa că încă mai ușor. Bun, cam așa arată curățat, degresat. Mergem departe, continuăm cu tineriul. Trebuie să prepar vopsiile.
Trebuie să-mi iau mănușile, deși sunt murdar, dar vopsea se ia mai greu. Salutare! După cum se vede, mitrierul este gata, l-am montat. Voi pune roata la loc. Voi desface partea stângă, față. Și apoi, dacă mai am timp, sper să nu se întunece, desfac spatele amândouă roțile și le fac pe amândouă odată. Fața fiind mai grea, e mai greutate mai mare și mai riscant. Nu am exact tot ce trebuie ca să o asigur să nu cadă de pe acei suporți care sunt special pentru suspendarea mașinii, dar ca să fiu mai sigurant să fac fiecare în parte pe față, apoi spatele împreună. Voi pune roata la loc. Se vede, roata este gata, se vede mai frumos portocaliu sau oranj. O să urmeze altă operațiune, să-i fac la roți. Vreau să le vopsesc negru lucios. Am cumpărat vopseaua, dar nu prea am timp. Când avea timp o să... Chestia e că cam trebuie, cred că mai bine de o jumătate de zi, că trebuie să date toate patru roțile jos, curățate, degresate, curățate de mizeria care se depune. Și apoi vopsite toate patru odată și aștepta să usuce și puse înapoi pe mașină. Deci e un pic de durat de timp, dar o să găsesc și ziua în care să le vopsesc.
Vedeți? E curățat. Deci, avantajul etilierului vopsit, pe lângă că îi dă și alt aspect, foarte ușor se curăță, decât cu o cârpă uscată, e suficient ca să cureți mizeria care se, praful care se depune de la plăcuțele de frână. Deci eu o să-i mai dau cu un pic de degresant ca să nu mai fie praf, grăsime și alte impurități, dar el se curăță foarte ușor, foarte simplu. În filmare nu prea se vede așa bine, dar necesită de două ori vopsirea etrierilor, nu prinde din prima și e și normal să nu prindă, mai ales că a fost un roșu înainte. Și ca orice vopsea, necesită de două ori vopsire. Deci îl voi mai vopsi încă o dată și o să fie în regulă. Vopseaua ajunge pentru vopsirea de două ori. Deci nu vă faceți griji că trebuie să folosiți vopsea din aceasta care se utilizează pensula. Puteți să o luați cu încredere. Deci succes, baftă. Așa arată vopsit, la gata, ar mai fi mers o mână, dar zic e suficient, decât deloc mai bine așa. Aici este plastic și aici este pâslă pentru amortizarea zgomotelor, sar pietre din cauciuc. Și astea amortizează și nu se aude decât foarte puțin în cabină când se desprind din cauciuc. Bun, acum o să pun roata la loc și trec să rezolv și cu spatele să-l vopsesc. Deci eu nu prefer spray. Se va gaza peste tot mașina, deci trebuie protejată cu folie toată caroseria. Deci e muncă și acolo ca și aici.
Gata, mașina este terminată, am vopsit toți etrierii, am strâns toate șuruburile, roțile, cam așa arată. S-a întunecat afară între timp, nu rău, dar cât să fie nevoie de lumină să față. Deci se vede. Mie îmi place culoarea. Este o culoare frumoasă și cred că o să dea bine. Cam asta este munca pe ziua de azi. Vopsea a mai rămas. În caz că vreau să mai vopsesc, încă o dată am suficientă vopsea. Deci, cam asta este pe ziua de azi. Pentru mașina. Să văd când îmi fac timp, vreau să fac aceste ornamente cromate. Am cumpărat o folie portocalie transparentă și vreau să o lipesc până la capăt să dea în ton cu etrierii și vedem mai departe ce o să-i mai facem dacă mai este necesar. Nu vreau să fie nici prea încărcată cu prea mult portocaliu. Deci cam asta pe ziua de azi. Seara faină. La mine e deja noapte, seara. Și ne auzim într-un alt video.